Medicală. Există furtuni care vin deodată. Cel mai important este să-L ai pe Iisus în corabia ta. Să fie Iisus cu tine când intri în bloc operator, să fie Isus cu tine când nu mai intră nimeni după tine, când se închid ușile ermetic. Și există o expresie a Evanghelistului Marcu care zice L-au luat pe Iisus în corabia lor și în corabia lui. Știți cum? Așa cum era. Uneori e tăcut și am vrea să-L facem să vorbească pe Iisus. Lăsați-L să vorbească când trebuie. Am vrea de foarte multe ori să încercăm să-L controlăm noi pe Iisus Hristos. Lăsați-L pe Iisus că El controlează Universul. El controlează fiecare ființă, fiecare persoană. Aduți furtuna ta înaintea Lui Dumnezeu și să știi că Domnul care s-a ridicat în corabia ucenicilor și a strigat vorbind, certând chiar furtuna, este viu și puternic și în seara aceasta. Să intre în salonul de se află copilul tău, să intre în casa ta, să intre în familia ta, să unde sunt copiii tăi care nu-L ascultă pe Dumnezeu. Să se ridice Domnul Isus Hristos și să zică, taci fără gură și furtuna se va liniști și într-o mare furtună va fi transformată situația într-o mare liniște.